Draga mea, da, ai venit la emisiune, ne-ai cântat și noi pentru asta trebuie să te răsplătim cu o provocare. Ia extrage să vezi ce te așteaptă astăzi. Eu vreau cadou, dar voi provocare. Păi ăsta e cadou nostru, draga mea. Să vezi ce cadou ți-am pregătit. Știu eu. Ce hai, voi? Da, tu te legi norocul. O, Doamne. Nu știu de ce am ales-o pe asta. Deschide. Mi-a făcut din ochi. Deschide. Deschide ușa creștinii. Deschide o. Deschide provocarea lui Lilu. Mama, dar uite ce cântă vinea noastră. Ghici melodia și... Cum ți-a fi noroc? Așa, ia arată și la cameră să nu zică lumea că noi inventăm aici. Deci, urmează în aceste clipe, pe marele ecran, să auzim o melodie arhicunoscută cântată de un copil. Dacă tu ghicești melodia, eu bag mâna în aceste cutii. Dacă nu ghicești melodia, tu ai mare onoarea să ghicești după densitate, miroase. După miros. Simt un miros. Ai plăcut miros, așa? Nu prea. Ți-am zis, eu am pregătit mâncare specială pentru tine. Da, la noi aici miroase urât de Doamne feriește. Deci, eu zic să începem. Ești pregătită? Da, ce hai să fac? N-am încotro, ori să fug. Hai să fii într-un ceas bun. Prima melodie. Sită, every time. Deci e piesa asta care acum e în vogă. Nu prea o știu, dar nu știu cum se numește exact, dar o cunosc că răsună la toate posturile de radio și cea mai în vogă. Deci, am ghicit ceva? Am răspunsul spus, este... Stânga sau dreapta, stânga, dreapta, mijloc, poftim. De aici, hai. Dar nu te uita, spune ce e acolo. Ui. Gata, ai scos-o. Ui, ce e asta, stai. Așa-i pește. Deci prima... Dar nu era să ghicesc. Nu era să ghicești. Ce credeai? Cum? Următoarea melodie, să vedem. Să mă sta. Dacă pe aia am... Eu am descifrat-o, doar nu știam numirea exactă a piesei. Dar asta chiar... Chiar nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Hai să vedem ce melodie e. Să mă sta. Sunteți nebuni de buni. Copiii sunt buni. Care alegi? Doi. Hai, doi. Of, mă tem să mă muște ceva, că nu. Eu știu că voi sunteți tare... Nu mușcă, măi. Un șoricel? Da! E șoricel, iubit! Dar eu mă tem de șoricel și de câini. Mă tem de... Ia uite-te la el, ce de micuț. Să-l dau acasă? Nu. Nu? Dacă mare o să... O să-l... Să nu zicem ce o să facă din primele secunde. Dar știți că e drăguț. Ei, asta nu mă tem. Nu te tem? Nu, deja nu. Pune-l mai înapoi. Gata. Să-l bag în mai. Nu! Tu știi mai tare ca mine. Da, deci hai să vedem următoarea melodie. Tu știi mai tare ca mine, uite la ea. Da, pentru că asta este melodie pe care noi, toți copiii din vremea noastră, o stâlceam pentru că noi nu știam engleza. 3, 2, 1, hai să ascultăm melodia! Măi, dar cum se ghicea? Dar cum cântam noi în copilărie, ții minte? Numai că nu se poate desfăța asta. Eu altfel. Dar mai bine să nu zic asta la TV, deci cam ce nu. Dar chiar e greu să ghicești. Să vedem ce avem mai departe acolo. Da, dar nu mai mușcă nimeni. Nu mușcă, că e cu minte. Ce? Nu. Tot e vreun animalul? Nu. Ar putea fi. Lelo, nu mă speriam. Da, bagă mâna. Ce aici? Bagă mâna. Ți-am zis că putea fi un animal dacă era să-l lăsăm acolo. Nu te mai cred. Hai, da, să-l pregătesc, să fac omletă.
Ne-am dat tot am băgat degetele. Fac o omletă de revelion. Așa, ei, de revelion. A doua zi. Următoarea melodie. O Pepe Ciao, 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 o Baby Ciao, o Pepe Ciao, o Baby Ciao. O Baby Ciao, o Baby Ciao. Că și... Corect? Nu. O Pepe Ciao, o Pepe Ciao, o Pepe Ciao. Eu știu pe alta, o baby, ciao, ciao, ciao. Da. Rocă în cacao. Măcar una poate ghicesc. Hai să vedem dacă o să ghicești. Bagă. Bagă în gură. Nu iaurt. Nu. Bagă în gură. Închide ochii și bagă în gură. A, coșnă. Ketchup. Ketchup, da, mai bine, ketchup. Iată cu colac de gingerică. Iată, dacă ridicam un pic, simțeam mirosul. Da, gingerică cu... Bun, bună combinație și niște ceapă verde tăiată. Da. Deci, ultima melodie. Hai să dea Domnul să fie cu noroc. Da, cred că nu. Hai să vedem. Tu lași iubă, ea la viceu. Tu lași iubă, tu la viceu. Tu lași iubă, ea la viceu. Tu lași iubă, ea la viceu. Ce rimează cu viceu? Liceu. 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 Dar e română? Da, iar trebuie să fie tu la mine, eu la liceu. Tu la șubă, eu spus. Hai, hai, și mi-a dus departe. Eu am zis că o să le încerc. Hai să încerci pe toate. Hai să vedem. Tu la șubă, eu la viceu. Tu la șubă, eu la viceu. Tu la șubă, tu la viceu. Tu la șubă, eu la viceu. Sună periculos, trage fusta mai jos. Sună bine de tot. Na, 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 na. Știam piesa asta. Eu tot știam, dar nu suna, nici cum. Bani. Gata, nu mă uit. Nu te uiți. Iarăși e animaluț, da? Nu vreau. Hai tu. Nu. Hai împreună. Deci eu pot să fac așa? Așa? Oh, mușcă. Ce? Mușcă? Cum ești? Nu vreau. Hai, uite-te la el. Uite-te. E micuț. Încușorice. Eu de asta ziceam, zic că la al doilea, nu chiar la al doilea șoare, ci chiar nu te aștept. Dar tu de ce nu pui mâna? Nu-mi plac. Mulțumesc tare mult, draga mea, pentru că ai acceptat provocarea și nebunia. Hai să beau un gât de șampanie, că da. Am avut stres. Hai, destresează-te aici, în platoul nostru. Îți zic ție la mulți ani și să ai parte de un an frumos, cu de toate. Mulțumesc. Și tu la fel, un an cu provocări frumoase, nu periculoase, da? Haideți în aceste clipe să mai ascultăm o urare din partea artiștilor noștri, după care revenim aici în platou cu alți invitați și alte provocări. La mulți ani!